Stresul înseamnă astăzi principala cauză a nenumărate boli. Însă, deja viitorul este aici, iar medicina de astăzi vorbește despre o abordare integrată, dacă vreți, a pacientului. Nu mai e analizat doar de o singură specialitate, ci examenul lui medical se face interdisciplinar. Avem bolnavi și nu avem boli. Există boli doar pentru noi atunci când ne învățăm? Majoritatea pacienților nu înțelege ce scrie pe acea hârtie cu care au plecat de la spital. Nu știu exact ce înseamnă diagnosticul, nu știu de ce trebuie să ia un pumn de pastile, nu știu de ce tratamentul trebuie să dureze atât de mult. Ei bine, locul ăsta este un pic altfel, pentru că ceea ce încearcă să schimbe medicii, personalul de aici, este fix abordarea din perspectiva informației de care are nevoie pacientul. Pentru pacient înseamnă că el, odată ce intră în clinica noastră, nu e necesar să mai meargă să consulte un coleg de altă specialitate. La noi ne punem de acord cardiologul, neurologul, internistul asupra ceea ce trebuie să urmeze. Este pentru prima dată când am văzut ceva cu totul special. Pacientul nu mai este trimis dintr-o cameră în alta, de la un laborator de analize la altul, ci medicii sunt invitați alături de pacient într-o sală specială. Această sală este destinată discuțiilor. 1, 2, 3 medici care au fost implicați în diagnosticul și tratamentul pacientului stau de vorbă, pur și simplu, ăsta este cuvântul cel mai bun, stau de vorbă cu pacientul și îi explică ce au identificat la el, ce diagnostic au găsit, ce înseamnă respectivul diagnostic, ce impact are respectivul diagnostic asupra vieții sale, asupra condiției sale generale. Și mai departe îi propun principii de tratament pe care pacientul este îndemnat să le comenteze, să le discute și la oaltă cu echipa medicală să și le asume ca fiind benefice pentru starea sa de sănătate. Ce e nou la noi în centru este această tehnică de RMN cardiac de stres, pe de o parte, și pe de altă parte tocmai ca colaborarea aceasta între un medic radiolog și unul cardiolog. Și totuși, ce e rezonanța magnetică de stres? RMN cardiac de stres se indică pacienților la care este suspectată boala coronariană ischemică, adică acea boală în care arterele coronare, cele care irigă mușchiul inimii, sunt îngustate. Adică nu trebuie să confundăm imagistica prin rezonanță magnetică cu o metodă bună la toate. Nu este o metodă în care poate să vină oricine și să solicite un examen de rezonanță magnetică, nu pentru că nu s-ar putea face, ci pentru că în momentul în care nu știi ce cauți, rata de eficiență a examenului scade foarte mult. Rezultatele, de pildă, de la rezonanța magnetică, sunteți obișnuiți, nu e așa, să așteptați după un RMN, să vă vină rezultatele după 2 săptămâni, după o lună. Ei bine, aici discuțiile se întâmplă imediat, în unele cazuri, după ce persoana a ieșit din aparat sau, dacă situația e mai complicată, în ziua următoare. Timpul este important, iar viața prețioasă. Asta spun cei de la Emerald, iar eu nu pot să-i contrazic. Dacă vreți să aflați mai multe, vă las aici adresa. Numai bine! Sănătate!